Bună, dragii mei! Astăzi am să fac o etalare specială pentru cei care sunteți despărțiți și vreți să știți dacă mai există șanse de împăcare. Deci această etalare va răspunde la o astfel de întrebare. Mai există vreo șansă de împăcare? Se întoarce la mine? Mă caută? Ne mai împăcăm? Vom mai fi împreună? Acestea sunt genul de întrebări la care va răspunde așadar această etalare. Și dacă doriți să aflați dacă vă mai împăcați cu persoana iubită, dacă mai există vreo șansă între voi, mai există vreo șansă de împăcare, dacă mai dorește să se împace cu voi, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, cu inimioarele, pentru că vorbim despre dragoste, am folosit astăzi în această etalare aceste inimioare. Deci prima variantă este cu inimioara verde, a doua este inimioara roz și a treia este inimioara roșie. Alegeți-vă varianta cu care voi rezonați sau ordinea în care sunt puse 1, 2, 3, verde, roz sau roșie. Și să vedem ce vor dezvălui cărțile de tarot și de oracol pentru această întrebare sau acest gen de întrebare, dacă vă împăcați, dacă mai există vreo șansă de împăcare, dacă vă caută, dacă mai vrea să se împace cu voi. Haideți să vedem. Prima variantă, deci să vedem dacă mai dorește să se împace cu voi, dacă vă caută, dacă vă mai împăcați. Vă trebuie poate mai multă determinare și ambiție. Vă trebuie mai multă voință și credință. Credință, pentru că văd aici marele preot, ceea ce îmi spune că poate aveți nevoie fie de sfat, de sfatul unui înțelept, unui psiholog, consilier matrimonial, unui prieten, fie de credință, credință în voi, credință în persoana respectivă, încredere, credință în divinitate, să vă rugați, să fiți mai sinceri, poate, mai respectuoși. În orice caz, aici pare că ambiția și determinarea poate duce către a reușită sau poate că are legătură și cu sărbătorile, cu Paștele sau cu altă sărbătoare religioasă. Haideți să vedem. Ține și de comunicare și de inițiative. Pot exista șanse noi. Haideți să vedem dacă mai există șanse de împăcare, dacă mai vrea să se împace cu voi. Există șanse, să știți. Există șanse, foarte multe șanse există. Deci pare că există. Să vedem ce spun și etalările. Depinde poate și de niște inițiative, de niște drumuri pe care le veți face. Aveți nevoie să existe poate și întâlniri de destin la voi, poate că e o chestiune karmică, poate că e o chestiune de soartă, stelele vă sunt favorabile, poate și prin muncă, poate sau depunând mai mult efort, fiind mai serioși în ceea ce faceți. Să vedem dacă există șanse de împăcare, dacă mai dorește să se împace cu voi, persoana la care voi vă gândiți. Să vedem ce dezvăluie acest pachet de cărți. Dacă voi sunteți o femeie din zodie de aer, posibil că depinde foarte mult de voi. Dacă nu, atunci e posibil că există o altă femeie. Și atunci, relația voastră este cu suișul și coborâșul în funcție de cum se înțelege cu această femeie din zodie de aer. Este o femeie frumoasă, deșteaptă, inteligentă, o femeie sigură pe sine, poate, dar se cere într-adevăr, aici trebuie jongla cu situațiile. Deci, această persoană la care voi vă gândiți jonglează cu situațiile. În orice caz, și dacă sunteți voi această femeie, oricum jonglează cu situațiile. Jonglează cu situațiile pentru că are și niște interese. Este o persoană poate puțin mai ironică, să zic așa. E o persoană puțin mai comunicare. Poate eu la voi, între voi nu e suficientă comunicare. Mai apare o femeie, să știți. Deci dacă nu sunteți voi zodie de aer, balanță sau zodie de pământ,
Taur, Capricorn, Fecioară, atunci să știți că mai răspunsul este această femeie. Mai apare o femeie. Pare să fie o femeie care are foarte multe calități. O femeie bogată, o femeie frumoasă, o femeie deșteaptă, poate blondă, dar nu neapărat. O femeie cu foarte bună cunoaștere. Este o prințesă, o zeiță, o împărăteasă, o regină. O regină, o zeiță, să zic așa, frumuseții. Da, deci are multe calități, multe. Destul de dificil să spun. Deci, răspunsul stă în această situație. Deci, este o persoană care jonglează cu situațiile, care vă pot veni niște vești, dar e o comunicare așa, de la distanță, poate, sau în funcție de niște interese. Văd că există un blocaj, există un pericol. Parcă și voi sunteți prudente, da? Deci, nici voi nu mai aveți și voi prudență aici. Prudența aceasta este pentru că poate nu vreți să fie o chestiune legată doar de plăceri, doar de. Nu. Există, deci se poate rupe relația, deci nu. Sau numai după ce se rupe relația de o anumită femeie, când se va despărți de o anumită femeie. Sau se va rupe relația de voi, sau se va rupe de o anumită femeie. Dar este o situație care la voi aici oscilează, poate și în funcție de comunicare. Voi nu aveți o comunicare foarte bună. Pare o persoană mai tânără, poate că e vorba despre o persoană mai tânără, o persoană care are îndrăgostită, e generoasă, dar nu e poate tocmai fidelă. Deci îi place să facă cuceriri, îi place să îndrăgostească, să trăiască momentul dragostei, să zic așa, cu toate că pare sinceră în sentimentele sale, dar prudența la voi poate vine și pentru că vă e frică să vă îndepliniți visele, parcă. Aveți momente când vreți, momente când nu vreți, aveți momente când credeți, când nu credeți, aici parcă vă trebuie o strategie. Deci voi, ca să vă puteți împăca cu această persoană nu pare că va face ea primul pas, pentru că e prudentă. Pentru că se consideră o persoană frumoasă și se consideră că vrea să ca lucrurile, vrea și ca lucrurile să se întâmple sau să mai tempera sentimentele. Va mai fi vreo șansă? Poate fi, să știți, deci poate exista șanse. Deci există șanse, există șanse poate și voi dacă faceți o clarificare sau dacă vă puneți în valoare frumusețea, dacă vă faceți o strategie. Deci șanse există, văd o dată de trei poate are legătură. Există, sigur că da, apar vești, vă vine vreo scrisoare, vreo veste sau apare o oportunitate, apare îndrăgostiți, o nouă șansă. Poate că va trebui să deveniți mai frumoasă, să vă puneți în valoare și să-i dați o veste, să-i aveți o inițiativă. Pentru că există șansă, pentru că această persoană pare că îi place să fie în centrul atenției, vrea să iubească, dar oscilează între două persoane. Întotdeauna el este, dacă e bărbat, este între două persoane, iar dacă este femeie, vrea lucrurile pe față, corecte, are frică să nu fie doar o chestiune de plăcere și atât. Vrea ceva, o relație durabilă, stabilă, vrea până la sfârșitul vieții, cum ar veni dacă se poate să fie o relație. Vrea o relație oficială, dreaptă, da? Deci vrea prin căsătorie. Deci nu vrea, de aceea e prudentă, pentru că vrea o relație de căsătorie, vrea o relație. Iar dacă e bărbat, oscilează între a. Cinste și mai puțină, sau nu are încredere, e mai tânără această persoană, experimentează și vrea să-și fie sigură că iubește, că este iubită. Dar este într-adevăr, poate că este puțin cam afemeiat, da? Pentru că mi-apar aici îndrăgostiții și îndrăgostiții îmi vorbesc și de alegeri. E o persoană care săgetează, îi place să facă cuceriri, să cucerească. Și acum depinde care este mai frumoasă, care este mai deșteaptă, care are cele mai multe calități, să zic așa, da? Deci pare că voi ați putea avea șanse dacă faceți o clarificare și dacă deveniți această persoană frumoasă, da? Deci să vă puneți în valoare toate farmecele voastre personale, intelectuale, financiare, să-i luați ochii cu totul, că pare că există noi șanse, miracole.
se poate apărea un succes, poate apărea o reușită, poate și printr-o inițiativă, da? Poate să-i fixați o întâlnire, să vă întâlniți, să discutați, să clarificați niște lucruri, că se vor tempera, poate niște lucruri care au fost într-o confuzie sau într-o ironie, ați aruncat unul în altul cu niște vorbe, poate, da? Dar și... L-ați atacat, v-a atacat, cam așa ceva a fost, cum ar veni, că n-a rămas, dar și oscilează, deci nu este o persoană care nu are, are foarte multă, bă, dar aici zodii de foc la voi, deci gemeni, fecioară, văd balanța care se repetă la voi, dar și scorpion și scorpion, văd și zodii de foc, sedătător, berbec, da, leu, sau balanță, da, sau zodii de apă chiar, deci sunt multe, multe influențe. Deci cam asta este răspunsul și să vedem și oracolul ce ne dezvăluie, ce sfat. Trebuie să vă țineți mintea deschisă, poate, să comunicați. Mintea, sufletul vostru pereche poate să fie diferit decât vă așteptați voi. Adică să nu vă așteptați că voi cu cealaltă persoană puteți fi... Poate nu sunteți suflete pereche, o să vedem. Trebuie să vă exprimați dragostea, deci trebuie să faceți voi un pas înainte, da? Deci prima de, înainte de toate, deci asta este situația, deci voi trebuie să vă iubiți foarte mult, înainte de toate iubiți-vă pe voi, pentru că respectul vă va face mai romantic și mai atrăgător. Deci trebuie să vă puneți în valoare frumusețea și să vă exprimați dragostea, să luați o inițiativă, să faceți voi un pas înainte, să propuneți o întâlnire romantică, să clarificați niște lucruri, să vă țineți mintea deschisă, poate, să acceptați că celălalt altă persoană poate să fie diferită de voi, să nu aveți aceleași principii, aceleași, să vă placă aceleași lucruri, să fiți identici. Și frate pereche nu înseamnă identic, ci poate să însemne și total diferiți, să zic așa, dar aveți atracție fizică între voi, există sentimente care pot fi împărtășite, pentru că, dar în primul rând trebuie să vă iubiți pe voi, trebuie să vă exprimați dragostea față de acealaltă persoană și să vă țineți mintea deschisă, aveți nevoie, poate, unii, poate v-ați blocat, sunteți într-un blocaj, pentru că aveți voi niște temeri, vă e teamă poate din experiențele trecute, suferințele trecute, v-ați făcut o anumită părere și acum este greu să vă mai ieșiți voi din situația respectivă sau în relația în care voi ați avut, v-ați blocat voi într-o situație și trebuie să vă deblocați, să fiți mai iertători, poate vă ține mintea deschisă, poate să fie și să mai lăsați de la voi, să mai iertați ca să puteți depăși. Dar în orice caz pare că voi trebuie să faceți primul pas, voi trebuie să-i dați de înțeles că mai vreți cu această persoană o relație sau nu. Și să vedem, va fi, veți rămâne sau nu împreună. Trebuie să aveți încredere. Deci aici ține foarte mult de încrederea care va fi, pentru că am spus că poate cealaltă persoană nu este o persoană foarte fidelă. Deci situația voastră cere ca voi să aveți încredere în această persoană, să nu-i scoateți ochii, să o acceptați așa cum e, poate, să vedem. Deci, pentru că într-adevăr poate duce la căsătorie această relație, da? Deci, dar va trebui poate încetul cu răbdare să vă cunoașteți unul pe altul, să aveți încredere, să căpătați unul în altul încredere, pentru că relația, prin încredere se poate ajunge la căsătorie. Deci dacă cealaltă persoană este o persoană singură, deci poate să fie cu voi și poate și dacă este deja într-o altă relație, există șanse poate pentru voi să vă împăcați și să vă rămâneți împreună, dar poate că va trebui să aveți încredere în această persoană, în promisiunile sale și să așteptați, să aveți răbdare. În orice caz, iubiți-vă pe voi mai mult, aveți mai multă încredere în voi. Puneți-vă în valoare pentru că vă va face mai romantic, mai atrăgător și mai veți impune mai mult respect. Cam asta e ce pot să spun și pentru prima variantă. Și haideți să vedem și la varianta cu piatra roz, să vedem la voi, cu inimioara roz, să vedem la inimioara roz ce se întâmplă dacă persoana iubită se, vă caută, vă sună, vă dorește să se împace cu voi, mai există șanse de împăcare cu această persoană. Mai dorește să se împace cu voi, să vedem noi începuturi și la voi vă trebuie poate, trebuie să vă ajungeți la o înțelegere, să faceți un acord, să vă, un acord pe care să-l respectați reciproc, să vă străduiți mai mult, să vedem.
Există niște răni aici la voi, niște răni, niște răni, răni poate și din cauza unor vești, din cauza unor rivalități, să știți aici, să știți că are legătură și cu niște rivalități, vești, rănile vin și din familie, poate, dintre rude, prieteni, au fost niște rivalități, ceva l-a rănit sau a rănit-o, din familie, poate, din relațiile cu care aveți voi de prietenie, de familie, cineva poate a rănit-o sau l-a rănit. Sau l-ați rănit cu familia sa, despre, i-a spus ceva despre familia sa, despre rudele sale sau despre prietenii săi, pare așa o rană. Deci e lipsă de, e ruptă relația între voi, iubirea parcă s-a terminat, s-a rupt așa, s-a, poate aici pentru unii dintre voi poate să fie și că s-a vindecat. Poate că are un nou început, ori a plecat la un drum, ori a găsit mai eu aici o tânără însărcinată. Dacă nu sunteți voi, poate să fie vorba despre o altă tânără, pentru că sunt niște rivalități aici. Poate să fie și cineva din trecutul său, s-a reîntors la cineva din trecutul său și încearcă să se vindece de voi, de trecutul care l-a avut cu voi. Văd că există și, ori dacă aveți copii, poate un copil joacă un rol important. Dacă nu, aici văd că această persoană poate că vrea să plece, vrea, ori e persoană mai tânără, ori apare cineva mai tânăr, fie că e femeie, fie că e bărbat, parcă apar situații noi, persoane tinere. Aici pare dragostea ruptă, deci nu mai e îndrăgostit, nu mai iubește. Pare așa o situație, deci pare că are ceva, are niște reproșuri încă, dar mai are reproșuri, are ceva să le vă reproșeze, poate și legat de relațiile voastre anterioare, dar pare că acum vrea să se refacă, să se revindece. A trecut și printr-o suferință de sănătate sau printr-o suferință psihică. A fost aici și niște rivalități, să știți, la voi. Persoane care s-au opus, e un pericol, s-a simțit într-un pericol sau puteți fi chiar voi într-un pericol, ia să vedem. Deci nu, voi vă faceți iluzii, poate, apare, deci, poate că vă faceți iluzii. Mai apare, deci apare altcineva, apare o persoană, ori dintr-o zodie, dacă nu sunteți voi, această persoană din zodie de pământ sau de aer, atunci are de-a face cu alte persoane, se simte într-un pericol, vă consideră poate o persoană rece, egoistă, da, e posibil că pleacă la drum sau e la drum această persoană. E la drum această persoană, are, orică are pe cineva, are familie această persoană, orică v-ați despărțit de această persoană, v-ați divorțat și această persoană poate că a plecat la drum sau vrea să plece la un drum. Are această veste care o are de pleca, de a ajunge undeva. Are, pentru unii poate să fie, dacă nu sunteți încă în nu sunteți în divorț, ajungeți la divorț. Pare că dorește să se rupă de o relație, vrea să plece. Deci vrea să plece pur și simplu pentru că ori să plece în țară, ori să plece într-o altă țară, ori să plece în altă parte pentru că vă consideră un pericol, vă consideră o persoană rece, distantă și posibil să aibă o nouă șansă. Dacă e femeie, e posibil pentru unii dintre voi să fie că această persoană și-a găsit pe altcineva și se căsătorește, are deja pe cineva, ori e deja însărcinată, ori pleacă cu copilul, pleacă cu copilul în altă parte unde își va găsi sprijin, fie prin autoritățile statului, fie prin un alt bărbat cu funcție sau cu putere, cu bani, cu o persoană care e mai autoritară, e mai serioasă, care poate să-și facă o relație. Deci pare că cu această persoană lucrurile sunt, pleacă la un drum. Pleacă la un drum, depinde poate și de bani. Deci, ca să vă împăcați cu această persoană, poate depinde de bani. Există șanse, să știți și la voi. Dar duce, vă ia banii și pleacă sau poate duce la un... Se întâmplă ceva, deci aici pare o situație în care poate banii v-ar face ca să vă mai împăcați. Deci banii, puteți ajunge să vă împăcați, poate și datorită banilor, a unor situații materiale, dar tot la despărțire duce această relație, să știți, tot la despărțire, pentru că poate e o persoană care îi plac, deci nu mai e iubit, nu mai e dragoste, nu mai e dragoste între voi, poate vrea doar să se vindece, să se răzbune,
Deci dacă ar fi să vă împăcați, ar fi parcă doar ca să se răzbune, să demonstreze ceva, să demonstreze că mai are putere, că mai are forță, că el conduce, dacă e bărbat. Iar dacă e femeie, se va folosi, doar își va folosi farmecele ca să câștige niște bani și la revedere, pleacă. Găsește pe altcineva, mai tânăr sau mai în vârstă, în funcție de ce îi apare, ce șanse sunt, pentru că șanse are. Deci la voi duce către acest final, rupere bruscă chiar, despărțire, divorț, ceartă, scandal, pentru că pe eu, deci nu vă faceți iluzii, că nu se schimbă. Deci acesta este practic răspunsul. Nu se schimbă, dimpotrivă. Mai degrabă își va folosi experiența și puterea asupra voastră pentru a câștiga niște bani. Da? Pentru unii poate să fie că deja este într-o altă relație, are deja pe cineva sau poate că erați într-o relație de trio și atunci această persoană se va despărți și de cealaltă și va găsi pe altcineva și va pleca oricum. Deci oricum nu este o persoană care să... Deci, dacă e vorba de un bărbat, e un bărbat care își vede e pe primul plan, e o persoană poate mai egoistă, poate să fie cineva dintr-o zodie de foc. Deci, când se rupe, se rupe. Da? Deci, iar dacă se mai întoarce înapoi, este doar ca să obțină ceva, să mai stoarcă ultima. Dar nu de dragoste, că aici nu pare dragoste, deci pare mai degrabă interese sau puterea care o poate avea asupra voastră. Da, cam asta este. Și să vedem ce spune și oracolul. Pentru voi, pentru a doua variantă, să vedem dacă există șanse. Dragoste neîmpărtășită, exact ce spuneam, și trădarea. Deci, nu, deci aveți de rezolvat ceva din viața de familie, să știți. Deci am zis că voi poate l-ați rănit, ați rănit-o. A fost și trădare, a fost și înșelătorie sau a fost poate o chestiune legată și de un trio. Ați avut o relație cu cineva care poate era deja căsătorit. În orice caz, pentru voi trebuie bine să gândiți optimist la viața voastră amoroasă pentru că poate apărea în viitor o altă șansă. Și chiar și cu aceasta am spus că poate apărea, dar este o dragoste neîmpărtășită și apare înșelătoria. Și aici trebuie rezolvate, voi aveți ceva de rezolvat cu familia și cu familia voastră, poate, să vă cereți iertare părinților, poate, pentru că, sau celor pe care poate i-ați jignit pentru persoana la care voi vă gândiți și poate că ei au avut dreptate, aici depinde de la situație la situație. Deci îmi pare că voi meritați iubirea, deci încercați să vă gândiți mai mult la voi, să fiți și voi poate mai egoiști, apropiați mai mult de propria voastră familie, să vă gândiți mai mult la propriul vostru interes, pentru că meritați mai multă iubire, meritați mai mult respect. Că aici, în relația la care voi vă gândiți, probabil că nu vă iubește, e dragoste neîmpărtășită care mi-a ieșit din prima. Mi-a ieșit dragostea neîmpărtășită, s-a terminat dragostea. Sau nici nu a fost, poate, dragoste, depinde de la caz la caz, că nu era o dragoste împărtășită. Și haideți să vedem și la a treia variantă, să vedem la voi ce se întâmplă, dacă există șanse să vă împăcați. Aici sunt și coborâșul, dragoste și împăcare, sau există o altă șansă, o altă relație. Haideți să vedem. Deci dacă, la a treia variantă, dacă mai vrea să se împace cu voi, dacă mai se gândește să se împace cu voi, dacă vă caută, dacă vă sună, dacă vă împăcați, dacă veți mai fi împreună. Ruperea relației, e un pericol aici, reflectați aici, deci aici apare o situație definitiv terminată, o răceală, sau e nevoie de, în orice caz trebuie să vă gândiți bine, pentru că poate fi un pericol în această relație, niște amenințări, un dezechilibru, aveți de-a face poate cu o persoană dezechilibrată, sau care are probleme psihice, dezechilibrată, adică oricum ar fi dezechilibrată, sau relația voastră, deci s-a terminat, s-a răcit, nu mai sunt sentimente. Da, așa și la voi apare. Deci, dacă voi nu sunteți din zodie de aer, aici mai apar alte femei din zodie de aer, par aici, și una mai tânără, una mai matură, apar alte șanse. Sau am cunoscut pe cineva,
Dacă sunteți voi aici, pare că e multă critică aici, multă critică și din partea voastră și din partea celelalte persoane. Munca joacă un rol important. E o frustrare aici și niște interese de bani aici pot ajunge. Contează foarte mult, poate și situația materială, situația financiară, munca. E un stres legat și de muncă, e o frustrare legată de muncă, de situația socială, poate. Care e mai. Aici pare o situație care vine în această relație care duce către. Pare un bărbat îndrăgostit sau care îi place să facă cuceriri, dar care, cum să spun, critică defectele sau, dacă nu iese cum vrea, vă amenință sau. Schimbă, nu e de încredere. Pare că a mai apărut o tânără îndrăgostită aici. Are o dragoste împărtășită cu o femeie dintr-o zodie de aer. Gemeni, balanță sau vărsător. Puteți fi voi sau poate să fie o altă persoană, să vedem. Poate să fie. Deci dacă nu sunteți voi din aceste zodii și nu sunteți la drum, că aici îmi pare o nouă șansă de un drum. De un drum cu o persoană de la drum, să facă călătorii la drum. O să vedem dacă sunteți voi sau nu. Posibil să fiți voi, pentru că sunt aici toate cărțile pozitive, adică îmi apar multe cărți pozitive, cu toate că sunt critici și frustrări și la voi, dar pare că dacă vă veți strădui și veți încerca cumva să fiți mai drăguțe, mai calde, că la voi pare aici și o chestiune legată de orgolii, de critici, da? Deci răceala asta vine și din criticile care au fost, dar situația se poate îmblânzi. Poate că într-adevăr o persoană e un dezechilibru, e o persoană poate dezechilibrată într-un fel, e o persoană orică e mai tânără, orică e mai superficială, nu și asumă responsabilități. Deci contează, joacă un rol important și veștile, niște inițiative și munca și banii joacă un rol important și bunurile materiale aici sunt situații, ia să vedem. Vă împăcați, rămâneți împreună. Sunt șanse noi, sunt șanse de întoarcere, exact, dar trebuie făcut o clarificare la voi. Deci sunt șanse, să știți, pare că vrea să se întoarcă înapoi. Dar eu v-am zis, această persoană este o persoană care poate e mai tânără sau mai irresponsabilă, îi place să facă cuceriri, îi place să fie centrul atenției, îi place să îi se spună că e cel mai frumos, cea mai frumoasă, cel mai deștept, cea mai deșteaptă. Este și o persoană poate într-adevăr frumoasă, inteligentă, inteligentă, dar este și imprevizibilă, îi place lucru. Poate îi place să călătorească, îi place să aibă avere, îi place să fie așa într-o situație de toate. E și muncitoare, poate. Nu e că nu e muncitoare, că văd aici situații și serioase, care se străduiește să facă lucruri, dar are și o doză de nebunie, de superficialitate, de irresponsabilitate. Deci la voi există șanse, dar trebuie făcută clarificare. Va trebui poate să vă puneți față în față și să vă clarificați lucrurile, pentru că apar șanse noi, chiar și de sarcina de un copil. Dacă aveți copii între voi, copiii vor juca un rol important pentru împăcarea voastră. Deci, clarificarea va aduce și vă puteți ierta. Pentru că sunt niște frustrări aici care fiecare a suferit în felul său pentru niște. A fost un dezechilibru. Poate unii dintre voi ați avut și o pierdere în familie, o despărțire, un divorț, cum să spun, o experiență anterioară sau, mă rog, un doliu prin care ați trecut și care va dezechilibra puțin relația. Dar par șanse noi. Deci există șanse la voi de împăcare în această etalare. Deci trebuie făcute clarificare. Folosiți-vă puterea minții, inteligența, pentru că pare că niște inițiative, niște vești vor veni. Da, deci va trebui poate să-l stârniți interesul și mental și fizic, da, să fiți și mai drăguță în vorbe, dar și în prezență, pentru că pare că există aici, trebuie să luați o inițiativă, să faceți un drum, să faceți o clarificare, pentru că există aici, pare că sunteți urmăriți, urmărite într-un fel sau altul, vă urmărește, poate că drumurile sau vă urmărește e-mailurile, vă urmărește pe Facebook, pe WhatsApp, dar într-un fel pare că totuși știe, e la curent cu ceea ce faceți voi și îl atrageți într-un fel, deci dragoste, îi stârniți interesul, dragostea. Haideți să vedem dacă vă caută, dacă vă împăcați, dacă există șanse.
Deci totuși este, trebuie să vă stârniți din nou dragostea, exact ce am spus, aveți încredere. Pentru că apare o dragoste neîmpărtășită în acest moment, da? Deci vă judecă, vă critică, dar prin joacă, prin flirt, va trebui, îi puteți stârni din nou dragostea. Deci, pentru că totuși există atracție fizică între voi, da? Poate că asta este situația. Deci trebuie să aveți răbdare, să aveți răbdare și să luați și o inițiativă, pentru că pare suflet geamăn totuși. Totuși pare, dar e o persoană mai imprevizibilă. Deci persoana la care vă gândiți pare chiar sufletul vostru perechea. Dar este acum, în acest moment, poate nu vă împărtășește sentimentele și ca să puteți voi să-i reaprindeți flacăra pasiunii, să-i stârniți din nou interesul, da? Pentru că există șanse să vă împăcați, dar trebuie să fiți mai jucăuși, să fiți, sau copiii vor juca și un rol important, sau voi să fiți mai jucăuși, să fiți mai, să flirtați cu această persoană, să-i stârniți interesul, să fiți mai drăguți în vorbe, da? Să nu fiți reci. Pentru că pare că vă puteți împăca. Îngerii spun că se vor întâmpla niște lucruri care vor duce către a vă împăca. Trebuie să vă gândiți, să vă doriți, folosiți-vă puterea minții, pentru că vizualizați că vă împăcați cu această persoană, că sunteți cu această persoană, că veți avea acele situații necesare, conjuncturi care să vă ducă la împăcare, pentru că așa va fi. Există noi șanse, noi șanse care să aducă mai mult entuziasm, mai multă energie, dar trebuie să fiți mai veseli, mai jucăuși, mai, cu mai multă încredere în voi, da? Să-i dați mai multă încredere în voi, etc. Pentru că pare că există o alchimie între voi, există totuși o atracție fizică. Frustrarea a fost venit și de aici, pentru că nu a reușit relația nu a reușit să se ducă până la capăt și atunci această șansă se poate duce. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă. Așadar, cu inimioara roșie, eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că vă vor fi de folos și că vă veți împăca cu persoana iubită dacă doriți acest lucru și merită și se merită și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!